Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun regăsit la o nouă poveste de succes. Invitatul nostru de astăzi mărturisește că marea sa dragoste rămâne marea. S-a reîntors în orașul de la malul Mării Negre pentru a îmbogăți repertoriul Teatrului de Stat Constanța cu o piesă extraordinară, o piesă așteptată de constanțeni, Trei surori, scrisă de Cehov. Probabil că deja ați auzit din știrile zilelor trecute că maestrul regizor și producător Dominic Dembinski se află zilele acestea la Constanța. Ei bine, onorează canapeaua excelenței din studioul Litoral TV în cadrul emisiunii Povești de Succes cu prezența sa, pentru care eu îi mulțumesc din tot sufletul. Maestre, bună ziua și bine ați venit! Bună ziua sau bună seara! Și bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că v-ați rupt din timpul dumneavoastră și ați poposit la noi în Năvodari. Cum este această reîntoarcere pentru dumneavoastră? Reîntoarcerea în Năvodari e mai puțin semnificativă, pentru că n-am avut legături cu Năvodariul, deși cred din peisajul care l-am văzut pe malul mării mi-am stârnit câteva amintiri. Reîntoarcerea în Constanța după anii 90 nu e pentru prima oară. Eu am mai pus un spectacol la Teatrul de Stat pe vremea când era Virgil Andreescu director, dar cu o piesă mult mai mult legată de comedia de bulevard și nu cu o piesă atât de importantă, așa cum bine ați zis, este Trei surori a lui Cehov. Reîntoarcerea în Constanța sigur că îmi stârnește emoții deosebite, în primul rând omenești, pentru că aici am debutat, să zic așa, ca regizor angajat. Eu am avut debutul, de fapt, la Arad, în locul unde m-am născut, cu un spectacol care mi-a fost de diplomă, după Teodor Mazilu, și cu care am luat un premiu de regie chiar la de la debut și care m-a propulsat alături de un alt coleg de-al meu, Victor Ioan Frunză, într-o linie de regizori pe vremea aia, tineri și foarte ambițioși. Constanța și-a deschis brațele să mă primească după un periplu destul de cotit, pentru că așa erau vremurile, orașele mari erau închise, dar deja din toamna lui 81 am început să lucrez la Constanța, chiar la două mâini, și la Teatru Fantasio și la Teatru de Stat. Aici m-am căsătorit prima oară, am conceput pe primul meu băiat, care iată are 24 de ani și mulțumesc și este regizor de film. Și am trăit o dulce tinerețe, deși vremurile erau grele, și mi-am dat seama mult după aceea și chiar acum de când m-am întors că de fapt am fost fericit aici. Atunci departe de mine gândul să fi fost fericit dacă m-ar fi întrebat cineva. Dar în primul rând ce te leagă de niște locuri decât vârstele prin care ai trecut, pentru că fiecare vârstă este însoțită până la urmă de un background și background-ul tinereții mele a fost Constanța. De Arad ce vă leagă, maestre? Păi, de Arad mă leagă copilăria, prima parte a copilăriei, e locul unde m-am născut și de unde provine mama mea. Eu am trăit între două culturi, cea maghiară și cea românească. În copilărie vorbeam maghiară, cred că mai știu și acum câte ceva, era limba bunicilor mei și pentru că stăteam foarte mult în vacanțe, am deprins așa. Aveam prieteni foarte mulți unguri și români, deci era o perioadă în care aceste deosebiri sau, cum să spun, policromie etnică nu conta. Erau sârbi, erau unguri, erau evrei și am, sigur, de Arad mă leagă foarte multe locuri, pentru că acolo era copilăria, așa cum ar spune, surorile au copilării la Moscova și vor să se întoarcă acolo. Am petrecut multe veri extraordinare cu părinții mei, cu bunicii, când era familia completă și, ce să spun, alt tip de emoție. Dar cine m-am întors să fac familia? Să debutez acolo, da. Cine nu mai este din familie acum?
Păi tatăl meu nu mai este și, bineînțeles, bunicii nu mai sunt. Mi-a rămas mama, care are 91 de ani, împliniți la 1 octombrie. Să vă trăiască, să vă bucure. Mulțumesc foarte mult și este un fenomen al naturii că ne-a însoțit atâta timp și sper să-i mai dea Dumnezeu zile. E prietenul meu cel mai bun, ca să spun așa, și confesorul meu, confesoarea mea de ani de zile, din prima copilărie, da. Și Aradul vremurilor acelea, ce a întipărit în sufletul dumneavoastră? Păi foarte multă zburdelnicie copilărească, băi și excursii pe malul Mureșului, la insule, trei insule, cum se numește, un loc de agrement în mijlocul Mureșului, la câțiva kilometri de Arad. Eu știu, prima țigară, a doua țigară fumată pe șest la o vârstă destul de mică, ochiadele către vecinele mele. Păi nu trebuie să spun pe post să fac propagandă pentru asta, dar cam de vreme, ca așa, că am încercat. Bine că nu erau alte vicii ca să le încerc, dar mă prosteam și eu. Erați curios? Da, cred că curios și na, vreau să epatez, să nu fiu mai prejos decât prietenii mei care erau cu mulți ani mai mari decât mine și care mă protejau într-un fel așa și mă cocoleau ca pe un băiat de la București. Curiozitatea de la cine credeți că ați moștenit? Cred că de la amândoi părinții, dar în special de la tatăl meu, care eu îi continui într-un fel meseria. El a fost operator de film documentar, documentarist, regizor de documentare, unul dintre primii operatori ai cinematografiei românești, cu, cum să spun, state vechi, a fost reporter de front, a filmat pe două fronturi, după aia a fost unul dintre cei mai apreciați documentariști și el este cel care mi-a fost prima școală, ca să spun așa, primul dascăl și nu numai între ale meseriei, ci și un dascăl care a, cum să spun, a întipărit în mine foarte multe semințe care au răsărit și au înflorit, din păcate, când el nu a mai fost, când am început să-l înțeleg foarte bine ce vroia de la mine. Vroia să fiu un bărbat, un om adevărat. Cum era tata? Era sever? Da, avea o formă de severitate, dar care nu era niciodată, să zicem, violentă în niciun fel, dar el era un autodidact și tot timpul vroia de la mine foarte mult și avea un tip de educație destul de spartană, el provenind dintr-o familie foarte importantă, ca să zic așa, cu vechi rădăcini în Polonia, dar deja mama, care a fost refugiată din Polonia aici, a fost părăsită de soț, el cu doi frați, a avut o copilărie necăjită și a trebuit să descurce de mic, făcând tot felul de meserii până să ajungă, să zicem, în prim planul cinematografiei documentaristice românești. Da, era și sever, dar avea o formă de severitate care, cum să spun eu, se poate traduce printr-un soi de blândețe, printr-un soi de înțelepciune. Pot spune că mă iniția, să zic așa, în diverse taine, așa ca un călugăr zen, dacă vreți, sau ca în Tibet, adică prin parabole, prin faptul că mă ducea cu el la filmare, pentru mine erau niște sărbători astea când mergeam și îl vedeam cum lucrează, când stăpânea o echipă întreagă de electricieni. Ați primit lucrul ăsta genetic? Ați transmis mai departe același stil? Păi am încercat să-l transmit băieților mei, deci de Vladimir am vorbit, de Nikita este alături de mine într-o perioadă de a lui de formare și de găsire a sinelui, ca să spun așa. Îmi dați voie să le spun celor de acasă că este considerat un geniu al scenei? E, cred că e prea mult spus. El a cochetat cu scena în Teatrul Național, unde a avut o recomandare foarte caldă chiar de la George Banu, că am vorbit de el în mașină.
Și Radu Penciulescu, care a venit să facă un spectacol aici, l-a distribuit într-un rol așa de ascultare, de fapt, dar pe lângă maestru Rebenciuc, jucase în Sinucigașul alături de Dan Puric, în regia lui Felix Alexa, deci avea o experiență și are o experiență scenică deosebită, toți l-au lăudat, inclusiv maestru Radu Beligan. Dar la un moment dat lui nu i-a mai ajuns scena sau i s-a părut că seamănă prea mult cu ce face mama și tata și vrea să-și găsească drumul lui. Și asta e bine, eu mă bucur că nu e copleșit de prezența părinților lui care au, să zicem, niște nume publice în domeniul spectacolului. Asta este o dovadă a unei bune educații și nu mă îndoiesc că i-ați dat-o, dat fiind faptul că înțeleg că ați primit o educație superbă, frumoasă, care vă încântă. Da, așa este. Înțeleg acum că teatrul practic v-a ales. N-ați ales dumneavoastră teatrul. N-a fost o chestie către care să vă duceți așa în urma unor analize îndelungate. Dom'le, vreau, mi-ar place. Nu, pur și simplu a fost o chestie care a curs de la sine. Sau cum a fost, maestru? Sincer să fiu, eu am dat examen la institut pentru a deveni regizor de film, pentru că eram influențat de tata foarte mult, care nu era un mare iubitor de teatru. Pe el îl pierdeai ca spectator când vedea că ușa pe care intră un actor se mișcă și fâlfâie pereții și nu are zona aia de realism pe care el o degusta fiind un mare consumator de film și de film de calitate. Filmele mari pe care capodopere la care el mă ducea când eram puștan mi-au rămas întipărite în minte. Așa l-am descoperit pe Andrei Vaida, pe Andrei Tarkovski, pe Nikita Mihalkov, rușii clasici dinainte, americanii, iar el avea acces prin faptul că era membru a CIN pe vremea aceea și ei aveau niște proiecții neoficiale așa în fiecare luni seara unde se vedeau filme care nu ajungeau pe piața românească și el mă băga pe șest acolo pentru că trebuia o legitimație și ăia închideau ochii. Dar așa am învățat eu și am degustat filmul. După aia, în anul 2, noi am fost păstoriți de Mihai Dimiu, de regretatul Mihai Dimiu, care, simțind probabil în mine o anumită aplecare și către teatru, pentru că am fost o generație care am făcut și teatru și, film, și a fost o experiență, zic eu, benefică atunci, a zis, film o să faci când vrei, haide să faci teatru, pentru că aici ai să înveți să lucrezi în primul rând cu actorul și vei avea posibilitatea să lucrezi pe texte importante, nu o să faci filme cu comuniști și cu ce se purta pe atunci. Și într-adevăr m-a pescuit, să zic așa, și m-a convins să fac teatru, după care, într-adevăr, am fost ani de zile regizor de teatru, care mi-a folosit foarte mult, dar până la urmă l-am înșelat, ca să zic așa, am trădat cauza filmului, cauza teatrului pentru a face film de televiziune, teatru de televiziune care m-a îmbogățit foarte mult. Spuneați la un moment dat că din punctul acesta de vedere teatrul de televiziune ar reprezenta un hibrid, un fel de struțocămilă, spuneați dumneavoastră într-un interviu. Dar am descoperit în afirmațiile dumneavoastră sensuri calde și foarte profunde. Aș fi vrut să ajungem la partea asta mult mai târziu în discuția noastră. Dar dacă tot a venit și a venit momentul, a ajuns discuția aici, ce ați descoperit în momentul în care ați plecat de la teatrul din Constanța în București, la Notara, și de la Notara în 90 în televiziune? Au fost niște etape care cumva în toată această struțocămilă, să-i spunem, care nu-i nici pe departe struțocămilă, este o muncă titanică în spate și cred că doar cineva care are o experiență extraordinară în teatru poate să ajungă să facă teatru de televiziune, unde nu mai ai contactul direct cu publicul, unde practic trebuie să treci în inimile celor de acasă și vorba dumneavoastră, să-i faci să rămână acolo pe post. Și întrebarea ar fi ce ați descoperit în momentul în care... În teatru de televiziune? Da.
Păi am descoperit în primul rând că el e foarte apropiat de film, dar nu e nici film și nu e nici de teatru. De asta am spus că e o struță, o cămilă, dar am spus-o referindu-vă mai mult la preluările de spectacol care se fac în televiziune și care sunt destul de fușerite și care trec dintr-un gen teatral, că să zicem, de pe scenă și direct neamestecate, să zic așa, în măruntaiele televiziunii, care are singura posibilitate și bucurie că tipărește, să zic așa, prestația unor mari actori în cazul teatrului de televiziune pe care a fost multă vreme practicat și rămân stocate niște spectacole, dar care își pierd din prospețimea lor pentru că nu sunt croite pentru televiziune. Când mi s-a propus să fac acest lucru pe spectacolele mele, am preferat întotdeauna să fac o versiune de televiziune și mi-aduc aminte, de exemplu, din anii 90, de Henric al IV-lea de Pirandello, cu Adrian Pintea în rolul principal, care a fost un spectacol de-al meu imediat în buza Revoluției Ivit și care eu îl iubesc foarte tare, spectacolul acela, sigur, datorită lui Adi Pintea, într-o formă extraordinară și cu o piesă extraordinară de Pirandello. Și care a fost făcută într-un spațiu de teatru de buzunar, să zic așa, în sala studio a teatrului Notara. Și când mi s-a propus să-l preiau, pentru că luase niște premii, Pintea luase un fel de premiu uniter pe vremea aia pentru cel mai bun actor, scenografia fusese premiată și deci a stârnit așa o vâlvă acest spectacol în jurul lui. Am zis nu, nu îl filmez acolo, lăsați-mă să-l refac într-un spațiu non-convențional și l-am făcut într-o ruină abandonată, care astăzi este un hotel de altfel, o veche fabrică de spirit, care după plecarea lui Ceaușescu rămăsese așa într-o paragină și s-au crucit cei din televiziune când au văzut ce vreau să le fac, să-i car cu camere, cu car la etajul 2, undeva unde era o mizerie îngrozitoare, dar era foarte, cum să spun eu, vizual foarte bogată această ruină și se lega cumva de structura piesei și a concepției mele regizoare, că până la urmă am făcut un spectacol care mie îmi place mai mult versiunea de televiziune, pentru că am putut să mă apropii de actori în alt mod și atunci am descoperit această jucărie. Mie îmi place să spun că am descoperit teatrul de televiziune respectând proporțiile, cam cum a descoperit Orson Welles filmul și radio, amintiți-vă de emisiunea nebună care a făcut-o invadarea marțienilor pe pământ, în care a scos oamenii în stradă de spaimă, el comentând în direct la radio pe vremea aia, nebun absolut, dar un talent, el da, era un geniu, deci asta este, dar și drumul meu către teatru de televiziune a fost destul de sinuos până să-i descoper substanța adevărată a lui. Și de atunci îmi place să fac spectacole de televiziune ca niște filme sau teleplay-uri, cum le zicem noi, în studioul de televiziune sau filmat pe oriunde, prin diverse locuri diferite pe care le aleg ca un resort de film. Și atunci am făcut acele teleplay-uri care mi-au adus bucurii foarte mari, ca să zic așa, pe lângă prețuire, eu știu, oficială, premiu uniter sau altceva. Da, de altfel sunteți și deținătorul unui număr mare de premii și distincții. Pe mine m-a încântat foarte mult și o să vă explic mai târziu în emisiune de ce. Faptul că la un moment dat ați spus că în momentul în care vă apucați de un spectacol, de montarea unei piese, vă simțiți de fiecare dată ca un debutant. Da, așa este. Și cum te v-ați dobândit în faza aceea a marilor regizori? Pentru că, în definitiv, sunteți unul dintre cei mai mari regizori pe care noi îi avem. Nu știu cât de mare sunt, dar eu mi-am păstrat și am învățat de la ruși, poate de la literatura rusă, de la mistica rusă, de la un mare regizor rus pe care eu îl divinizez și care este Andrei Tarkovski, acel tip de smerenie cu care trebuie să începi opera de artă. Tarkovski în Andrei Rublev, de exemplu, are un episod legat de un tânăr puști clopotar care trebuie să construiască un clopot.
tatălui murise, fusese omorât de cazaci sau de, nu știu ce, invadatori, așa. Și pentru că personajul principal, acest pictor iconar, Andrei Rubliov, speriat și derutat de cruzimea lumii în care trăia, acțiunea se petrece pe la 1400, face un legământ al tăcerii și spune: nu mai vreau să vorbesc, nu mai vreau să creez. Era modul lui de a protesta în fața unei lumi demente absolut și pe care el o depășise ca timp. Dar asistă la acest puștan care este pus de vodă al lor să construiască un clopot și puștiul îi se dă pe mână argint, plumb, meșteri, clopotari și el foarte sigur pe el îi duce, ia lutul, să aruncă în noroi, zice: de aici ăsta e bun, metalul ia de acolo, totul se face, cum să spun, la indicațiile acestui puștan și care devine aproape grotesc, cum el conduce o lume întreagă de meseriași, în fine clopotul e gata, ajunge undeva sus, tras într-o secvență memorabilă, când el începe să se miște într-un balans și scoate primul sunet extraordinar a unui clopot și atunci puștul începe să plângă și cade undeva uitat de toată lumea care sărbătorește de fapt acest clopot și Rubliov, care e prin preajmă și vede tot timpul asta, îl întreabă: de ce plângi? Și el spune: pentru că taică-miu nu mi-a lăsat rețeta niciodată și a murit fără să știe, să știu cum se face un clopot. Și atunci Rubliov își găsește cuvintele și vorbește din nou cu acest puș pe care îl ia în brațe și e sfârșitul filmului. Și este o mare metaforă, de fapt, a artei, a artiștilor care lucrează în domeniul, eu știu, teatru, film și poate nu numai. Să fie, nu știm, nu avem rețete. Să fie și o metaforă a relației pe care v-ați fi dorit, poate, să o aveți cu tatăl, dacă trăia, din momentul în care ați început să faceți teatru de televiziune. Da, cred că da. El n-a mai apucat să vadă, nu știu dacă a apucat să vadă poate două spectacole sau un spectacol de-al meu de teatru, pentru că la Constanța era deja foarte bolnav și n-a mai venit. A venit la un ultim încercare de teatru antic pe care noi îl făceam aici. Și atunci s-a bucurat când a văzut că atâta lume ascultă de mine și a zis: uite, e pe mâini bune. Dar el în anul ăla s-a stins, nu și-a mai văzut nici nepotul. Și da, cred că este o metaforă că n-a mai apucat să-mi lase rețeta, dar pe undeva microbul era în mine, îl lăsase. De... genetic. Da, clar. Da. Vă mai amintiți cu ce ați debutat, cu ce piesă ați debutat, maestre, după ce ați terminat facultatea? Păi v-am spus, am debutat la Arad cu Proștii sub clar de lună, de așa. Teodor Mazilu, că nu-mi venea în minte, la niște titluri superbe, așa, Acești nebuni fățarnici, Frumos în septembrie la Veneția, sau titlu de nuvele, Pelerinaj la ruinele unei vechi pasiuni. Da, am deci vrut ăsta să, e am un vrut titlu care e un haiku, e o operă de artă în sine și... am descoperit acolo, erau niște actori foarte buni, Florin Dobroș, Virginia Mirea, care a avut mare succes în acest spectacol, Valentin Silvestru l-a aruncat foarte sus printr-o deplasare care a avut-o acolo și i-a plăcut, după care l-a invitat la festivalul de la Piatra Neamț. Și deci asta a fost debutul meu la Arad, un spectacol. Cum care... ați ajuns la Constanța ulterior? Păi era un oraș apropiat și un oraș care mă incita încă din vremea studenției, pentru că eu iubeam marea de puști și, cum să spun, am moștenit iubirea asta de la taică-miu, care iubea și el foarte tare marea, care a filmat pe malul mării, care a filmat pe un vapor o lună de zile. Deci era îndrăgostit de mare și am preluat moștenirea asta, dacă tot vorbim de gene. Și am zis, pentru că e un oraș apropiat de București și nu o să vreau să mă duc foarte departe, am venit aici cu ajutat de Liviu Manolache, de prietenul meu și colegul meu actor, care acum chiar joacă un rol foarte important în Trei Surori, și al cărui tată, Aurel Manolache, era directorul Teatrului Fantasio și care era un nume, ca să zic așa, de referință în revista românească și prin puterile lui am ajuns printr-o mutare, să zic așa, de la Călăraș, unde fusesem repartizat la o fel de casă de cultură, o prostie, așa,
ca în trei zile, de fapt, printr-un schimb ăsta, cum se făceau pe vremea comuniștilor tot felul de trocuri, că de fapt toată lumea mânca bine și avea de toate, dar de fapt la suprafață nu era nimic, era cum să spun eu, sub underground-ul, care funcționa foarte bine. Și până acest tip de underground am ajuns la Constanța, unde am debutat cu un spectacol pe un scenariu de-al meu de Caragiale, care a fost interzis da, n-am fel. Avut parte de... Numai două reprezentații, după care Cabinetul 3 a zis, mai lasă pe Caragiale. Ăla era datorat cu, cum îi zice, datorită Conul Leonida față cu reacțiunea, care a stârnit un scandal uriaș în epocă și care deodată a atras atenția asupra mea a mai multor indivizi, director de teatru, printre care Dinu Săraru, care m-a adus la București imediat și a montat două spectacole la teatru foarte mic. Și cam asta a fost parcursul. Am făcut multe spectacole aici pe care le iubesc foarte tare și eu deja aveam un nume în regia de teatru datorită Constanței, teatrului din Constanța, actorilor din Constanța și nu în ultimul rând a publicului de aici, care a început să devină deodată foarte interesat de teatru. Îl iubeați pe Ceaușescu, regimul... Ei, cum în care să-l iubesc? Întreb. Nu, l-aș fi împușcat cu mâna mea, dar după aia am reconsiderat foarte multe lucruri care s-au întâmplat în vremea adică aceea. Adică după 90. Da, după 90. În primul rând că dispariția lui a creat un gol. Când îți moare dușmanul, ești foarte singur. Și când diavolul moare și dispare, atunci nu prea poți să te bucuri foarte tare într-o grădină plină de îngeri, pentru că teatrul este un amestec de foarte multe lucruri și deodată nu mai aveam cu cine să ne batem, decât cu o cenzură economică foarte drastică și cu prostul gust, care a devenit din ce în ce mai mult, a pus stăpânire pe, din cauza televiziunilor în primul rând, a televiziunilor comerciale, în așa hal în care, cum să spun, teatrul de televiziune astăzi, pentru că există datorită unor oameni care doresc să-l resusciteze, dar el nu mai face săra cu audiențele care le are, pentru că publicul a fost educat în așa fel încât îi place să se uită pe gaura chei în dormitorul altuia, să vadă niște vedete de-astea de carton care îi umplu timpul. El muncește mai mult și cum credeți că am putea resuscita teatrul sau dragostea teatrului de televiziune? Păi prin ambiție și prin a nu lăsa prin garda jos și a face, uite, cum am făcut eu de curând Hedda Gabler după Ibsen. Care nu stârnește... Vreau să discutăm în mod special de această piesă, pentru că a fost un succes fabulos și ați avut un curaj extraordinar, o demnitate a artistului de geniu. Dar înainte de a trece acolo, vreau să vă întreb ceva. Eu sunt persoana care a făcut o afirmație cu câtva timp în urmă, puțin de altfel, nu vorbim de ani mulți, vis-a-vis de veșnicia în care a intrat o afirmație de-a dumneavoastră. Am spus-o atunci, iar astăzi, în această emisiune, se confirmă. Maestrul, regizor și producător, Dominic Dembinski, a afirmat că nu a făcut dizidență, pentru că valoarea însă și era dizidentă. Și această afirmație o făceați ca fiind un corolar și coreolar al vieții artistului, al vieții artistice, per genere, nu numai a teatrului. Bine, vă refereați la teatru, dar era general valabilă pentru perioada până în 1990. Astăzi, după atâta zeci de ani, sunt 24 de ani, am dreptate când spun că aceste cuvinte ale dumneavoastră s-au transformat într-un soi de unde electromagnetice care curg și circulă în univers, pentru că reprezintă realitatea. Am avut dreptate, maestre? Da, cred că ați avut dreptate și ați intuit foarte bine această deschidere a teatrului de televiziune către un prim plan, în primul rând, al cetății în care el pătrunde și după aceea în univers, când el va fi descoperit peste, când civilizația poate că va dispare, aceste unde rămân stocate undeva.
Conul Leonida, care de altfel luase un premiu la festivalul de teatru scurt. De la Oradea. De la Oradea. A generat un lucru la care personal nu m-aș fi putut aștepta niciodată. O reacție a lui Paul Everac, ale cărei piese, de altfel, dumneavoastră le-ați pus în scenă și... Una singură am făcut-o, da. Cum a fost acel moment? Știu că Valentin Silvestru v-a luat atunci apărarea. Marian Popescu și Ludmila Patlanjoglu. Da. Marian Popescu și cu Valentin Silvestru, da, au fost împătimiți de a ne lua apărarea, nu numai mie, ci și lui Alexandru Darie, care tot la acel festival l-a dat cu... Ioan Frunză, de altfel. Victor Ioan Frunză, da. Deci era vorba de... Deci încă o dată vreau să spun că dizidența mea, între ghilimele, nu era singulară. Deci noi am venit ca un val care, cum să spun, venea dinspre partea unor maestri de geniu, cum era Liviu Ciulei, de exemplu, care până la urmă a plecat în America, eu știu, al unui Andrei Șerban, al Lucian Pintilie, care lucrase, da, și au avut spectacole sigur interzise, spectacole oprite, vezi scandalul cu revizorul al lui Lucian Pintilie, ei însă au ales plecarea. Noi am rămas, Cătălina Buzoianu, Alexa Visarion, deci noi am venit da, da. Pe... Nu suntem o generație spontanee care a apărut de oriunde sau din nimic și care n-a avut de învățat de la nimeni și a descoperit apa caldă. Nu, noi am venit firește de la dascălii noștri cu admirație față de ce făceau ei și ei la rândul lor au fost niște mari și adevărați dizidenți care au făcut din teatru românesc o școală. Și în această școală noi am apărut către așa cum sunt valurile mării care ajung la țărm și aduc scoici, și dar valurile mari erau în mijloc, în care era Liviu Ciulei, era Cătălina Buzoianu. Ce frumoasă este această demnitate a artistului și cu câtă smerenie și modestie vorbiți despre dumneavoastră. Iar vreau să le spun celor de acasă că și dumneavoastră ați continuat această, să spunem, operă, pentru că până la urmă cam acolo se situează, de a selecta valori și de a le dărui publicului pur și simplu. Și aici o să fac referință la un film drag, de altfel, foarte drag dumneavoastră, drag și nouă, de altfel, și mă refer la Gest Romane, da? A, care l-am făcut eu? Da. Da, era Gest Romanos, mi se pare, da? Da. Viață de țigan, da, cu Marius Mihalache. Exact. Da, am fost solicitat de... Pe care de altfel... Doamna Sândulescu, care mi-e colegă și era producător pe vremea aia, după aia a fost directoara TVR2, și ea, fiind un producător foarte bun, a vrut să avem la îndemână tot ce-i mai bun. Și atunci am scris un scenariu pe 10 melodii care el le avea, am chemat niște actori, eu știu, care au cântat și care au făcut succes, un fel de poem din ăsta, care a fost și el multipremiat, așa, și multilăudat, și un film care eu îl iubesc, dar care, cum să spun, a fost o întâmplare. Eu l-am căutat, el m-a căutat pe mine, că această tipologie, să zic, ca Gypsy, dar care pe moment mi-a plăcut foarte tare, pentru că ea exprimă de fapt o față mai puțin cunoscută poate a romilor, care sunt foarte artiști de altfel, dar ei s-au confruntat până la urmă doar și noi îi vedem din prisma furăciunilor care le fac ca castelelor. E o nedreptate din punctul ăsta ei de vedere. Ei nu sunt numai asta. Sigur. Mă întorc la momentul Europa Liberă. Monica Lovinescu a auzit de nedreptatea. Da, care nu, a auzit și a citit această sigur polemică dintre Verac și Valentin Silvestru și în emisiunea ei ne-a luat apărarea, dar într-un fel... A fost o rampă de lansare. A fost o rampă de lansare, dar partidul sigur că m-a privit cu lupa și securitatea, ca să zic așa, care m-a luat la ochi. Bine, eram luat la ochi, ca să zic așa, din facultate, ca să spun așa.
Mi s-a propus de multe ori să fiu informator și de multe ori am fost și am făcut un fel de joc dublu, în sensul că am furnizat niște date despre colegi de-ai mei, dar foarte bune. Și atunci ei s-au oprit și nu mai știau ce să creadă. Și taică mi m-a învățat, zice, nu fă prostia care am făcut-o eu, că el a fost arestat de nu știu câte ori de la securitate. Caută să fii politicos cu ei, dar derutează-i, du-i undeva într-o pădure și lasă-i acolo. Și atunci eu n-am zis nu niciodată, am fost foarte, eram membru de partid și am făcut și membru de partid tocmai din, pentru a-mi apăra spectacolele, pentru sigur. Că dacă nu era foarte greu. Și atunci eu începeam să-mi apăr spectacolul cu cuvintele, eu ca membru de partid consider că e așa și pe dincolo, plus că eu eram și cred că am mai rămas un om de stânga, dar o stângă de asta, de tip Malraux, eu știu, o stângă rafinată de altfel, care e centrată pe valori. Da, și da, pe... da, și care e o stângă, sigur, cum să spun eu, europeană, ca să spun așa, și care nu prea are legătură cu stânga românească reală de astăzi și cu mai ales cu comunismul lui Ceaușescu, care nu mai avea nicio legătură cu stânga, ci era pur și simplu o dictatură personală de tipul Fidel Castro sau Pol Pot. Cert este că aveați puțini ani, câțiva ani mai târziu, în 90, să fiți invitat de televiziune să faceți un astfel de spectacol, tocmai ca să se demonstreze că acum era libertate. A mai trecut puțin, colaborarea cu Notara s-a închis și ați plecat la TVR. În momentul în care... Bine, acolo s-a închis și datorită unui conflict cu un director incapabil total și din punct de vedere artistic, mediocru absolut și manager mediocru, Vlad Rădescu, îmi pare rău să-i pronunț numele, dar ăsta e. Are un frate foarte ager care face teatru underground la Green Hour și care îmi face foarte bine, dar el este un oportunist, cel Vlad Rădescu, care a venit acolo și a făcut... cu halima întreagă și s-a întâmplat un conflict foarte mare datorită cărora au plecat mai mulți, da, atunci. Dana Dogaru, Horațiu Mălăele, da, Teodosiu, eu, Ilinca, Goia. Deci am fost cumva alungați din Teatrul Notara, care era a doua noastră casă. Și așa am ajuns la televiziune, puțin și împins de la spate și incitat de diverse propuneri care mi-au venit de acolo, ca până la urmă Stere Gulea, care a președintele televiziunii, mi-a zis, hai să vii cu totul la noi și chiar el mă iubea, m-a iubit pentru un film dedicat lui Toma Caragiu, care mi-e foarte drag. Toma după 20 filmul, de Toma ani, după 20 extraordinar, de ani, da, extraordinar. Acolo ați avut și concursul ANF-ului, Agenției Naționale de Film și Arhivei, da, da, TVR-ului, și Arhivei, da. Dar ați făcut din toată viața artistică și din toată viața lui Toma Caragiu, ați realizat dumneavoastră personal un documentar, un film care rămâne mai departe, da, era... în Agenția Națională a Filmului, da, cred că și în arhiva, sper să-l mai dea televiziunea, că nu se oprește doar la 20 de ani, da, cât s-au împlinit, exact, atunci de la moartea lui. Pentru că eu am încercat să fac un film model despre artist în general și el s-a subintitulat, de fapt, Lungul drum al nopții către ziua. Către ziua, și a, da, da, da. Inversul ultimei piese care îl pusese Ciulei să joace, Lungul drum al zilei către noapte, după Eugene O'Neill. Și am încercat o recuperare a lui Toma din moarte către viață prin ceea ce a lăsat în urma lui. Și filmul devine o metaforă până la urmă și de asta a avut foarte mulți iubitori care deodată l-au văzut pe Toma altfel decât îl știau. E adevărat, și pentru că vorbeam pe drum de rolul extraordinar al regizului, regizorului, în orice ar fi, în teatru, în televiziune, în teatrul de televiziune. Împreună cu regizorul de montaj ați reușit să creați un portret cu totul excepțional. Mie personal mi-a rămas întipărit în suflet. L-am arătat copilului meu, nepoatei mele și sper la rândul lor să perpetueze acest film documentar. Înainte de a lua o scurtă pauză de publicitate, aș vrea să vă întreb, în momentul în care ați pus în scenă
Livada de Vișini, care a fost o primă foarte mare provocare pentru dumneavoastră. Da. Cum Livada, de altfel, e o provocare pentru orice regizor din toate timpurile, de când s-a scris, evident. Cum ați gândit punerea în scenă ca regizor? Păi, Livada a fost provocarea pentru care eu am ajuns la Notara, pentru că inițial trebuia să mă angajez la Teatru Mic, Mic. Și atunci am plecat din de sub nasul lui Dinu Săraru, pe care eu îl respect foarte tare, pentru că el era un foarte bun geambaș de talente teatrale și de texte. El, să nu uităm, perioada de glorie a Teatrului Mic. După aia l-au acuzat că e comunist, că e securist, că e nu știu ce, dar a dat cu pietre, numai de dragul de a da cu pietre și de a lipi etichete pe fruntea oamenilor, e foarte simplu. Și să lași și să arunci peste bord o activitate a lui de ani, de zile și de aducere a regizorilor și Silviu Purcărete a înflorit acolo, Cătălina Buzoianu, Hagi Culea și alți care a invitat și eu eram onorat că sunt chemat de către el și am și montat două spectacole la Teatru Foarte Mic și era dispus să mă angajeze. Și atunci Teatru Notara, printr-un iară un om de teatru deosebit de Crișan îl chema, deci fel de om din umbră, așa, care sfătuia directorii de teatru care au fost acolo, Horia Lovinescu, Ion Brad, mi-a zis, vino la noi și faci Livada de Vișini. Luăm o scurtă pauză și continuăm și după aceea. Da, hai să vedem. Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi pentru că povestea de succes a maestrului Dominic Dembinski continuă. Nu uitați că Teatrul Național, Teatrul de Stat Constanța, Teatrul Fantazio, mai precis pentru dumneavoastră, vă așteaptă, mergeți negreșit, pentru că experiența pe care o să o aveți va fi unică. Dragi prieteni, ne reîntoarcem alături de invitatul nostru de astăzi, maestrul, regizor și producător de teatru și film de televiziune, Dominic Dembinski. Rămăsesem la câteva cuvinte despre viziunea dumneavoastră față de punerea în scenă a Livezii cu Vișini de Cehov. Sau de Vișini, ca așa Vișini, e tradusă. Da. Păi, viziunea era, sigur, deja au trecut câți ani? Din 87, cred că mulți ani au trecut. Timp în care m-am schimbat foarte tare și ar fi interesant dacă aceste două spectacole ar fi puse față în față, Livada de Vișini și Trei Surori. În primul rând, Livada de Vișini a avut norocul, sigur, de a lucra cu niște actori enormi, printre care George Constantin, să fii preluat de George Constantin ca un regizor venit de la Constanța și el îmi și spunea când puneam lumini și aprindeam ceva roșu sau asta, că am făcut o livadă bineînțeles neconvențională și îmi spunea, stai mă, tu te crezi la revistă, la Fantazio, la Constanța, mă, avea un stil așa de unde stăia picioarele. Dar până la urmă a sfârșit prin cred că am prețuit și iar eu l-am iubit extraordinar de tare, sunt foarte bun prieten cu băiatul lui, cu Mihai Constantin, cu care am și lucrat în televiziune, dar am avut un cult pentru George pentru că semăna foarte mult cu taică-miu din multe puncte de vedere, la caracter, la geniu ăsta autodidact, nu era un om foarte școlit, nu era un om foarte citit, lucra cu mânuțele, era exact ca tata, dar când îl puneai pe scenă și își dădea drumul, avea un instinct extraordinar, care îl ducea acolo unde nici tu, ca regizor, cu gândul nu gândeai. Iar repetițiile cu el au fost o sărbătoare și o școală pentru mine. Deci eu am învățat de la George enorm de mult și îi datorez foarte mult și nu l-am părăsit până în clipa când i-am cărat sicriu în cimitirul Ghencea militar, unde este înmormântat. A fost o gaură, o pierdere pentru mine, cum să spun, comparabilă, proporțional cu pierderea tatălui meu. Pentru că am regăsit în el, tata deja murise, o continuitate stranie între ei doi. Și parcă tata murise și în anul ăla eu făceam Livada de Vișini și m-a preluat George. Ați avut sentimentul efectiv al ce să mai spun, viziunea. Viziunea era o viziune regizorală care, cum să spun, nici nu pot spune dacă spectacolul a fost bun sau rău. Era în epocă un mare spectacol, Livada de Vișini, al lui Harag,
făcut la Târgu Mureș, care era într-adevăr superb, și toată lumea te compara cu el dacă făceai, ceea ce mi se pare nu foarte bine, pentru că fiecare spectacol vrea să spună ceva în modul lui personal. Deci viziunea era una care, cum să spun, corespundea haloului poetic al lui Cehov. Și, de exemplu, spectacolul meu începea cu copilul Ranevskăi, care murise și care, de fapt, era ca un duh care mergea, era un puști care îl puneam să joace, și el cu Ștefan Radov, iar un monstru sacru, era firs și începea spectacolul cu puștiul care scotea niște jucării și începeau să se joace, și atunci personajele intrau ca niște jucării în scenă. Și George era fabulos, încă o dată vă spun, și acest început și această formă de spectacol rezona într-un fel cu Pintilie, care făcea Livada de Vișine în altă parte, și găsise aceea soluție. Mi se pare că a făcut-o după mine și cineva i-a spus și mi-a trimis o scrisoare, o carte poștală de felicitări și de mă îmbrățișează, îl cunoșteam la Paris, fusesem în vizită la el. Și sunt unii care au zis cine pe cine a copiat de data asta, e altă prostie, pentru că e ca la premiul Nobel, se descoperă ceva în același timp în părți diferite și premiul se duce la cel care are mai multă publicitate în jurul lui. V-ați simțit atras de Cehov mai mult decât de alți dramaturgi, decât de alți scritori? Mult, pentru că eu sunt atras foarte tare în primul rând de cultura rusă. Și ceea ce înseamnă film, poezie, teatru, pictură, muzică. Deci, probabil că într-o altă viață o fi fost vreun rus, cum se spun, de sub mantaua lui Gogol fugit, așa cum se zice. Dar totuși aveți o viziune foarte, foarte diferită, zic eu, de alte viziuni. Cred că această viziune a dumneavoastră ne apropie mai mult și ne face să vă urmărim punerile în scenă. În privința lui Cehov, părerea mea personală este că ați urmărit relevarea unei aparențe tragico-comice, da? Sofisticate, grele, dar care în viziunea dumneavoastră conține aceste părți comice. Nu neapărat în viziunea mea, Cehov se revendica pe sine încă atunci când trăia ca scriitor de comedii. El a subintitulat mai fiecare piesă a lui comedie și în epocă a avut probleme cu marele regizor Stanislavski, care îi punea pe Scărușul ca o tragedie. Da. Și el a fost supărat și a zis, nu domne, eu am scris o comedie. Și toată lumea era ciudată, cum, ce comedie? Devansase cu 100 de ani, ca să zic așa, literatura și teatrul, pentru că el a înțeles prin comedie, comedia umană. De fapt, pentru că în comedie se ascunde întotdeauna o lacrimă și în orice lacrimă în spate există undeva și un element comic. Și acest joc ca un fluture care se așează pe o inimă omenească și începe să palpite acolo întru râsul, plânsul, care specifică la Cehov, este esența lui. Îl trădezi dacă nu faci asta. Umanizează practic tragicul, transformându-l, da, și adaptându-l, aducându-l în realitatea zilelor noastre. Eu am sentimentul că toate piesele pe care le alegeți în ultima perioadă au un subiect comun. Dacă vreți, reiterarea dramelor sociale ale acelui secol, în secolul pe care îl trăim. Condiția femeii, de exemplu, care suferă din nou o transformare extraordinară și pe care o găsesc și în viziunea dumneavoastră, și aici ați avut de asemenea o echipă fabuloasă, o distribuție fabuloasă de actori. Vă referiți la... Exact, la Heda Gabler și de ce nu chiar la Trei Surori. Trei Surori, o să vedem. E acum e pe rampa de lansare, ca la NASA când dai drumul la rachetă. Ieri am dat cu una în aer, au fost diverse probleme, încă mai sunt și vor mai fi mici probleme tehnice, artistice, așa e, se reglează tirul actorului și se confruntă cu publicul, pentru că până acum au stat doar cu mine în sală și la un moment dat, există un moment foarte frumos în teatru,
când e ca într-o naștere, când se taie cordonul ombilical. O mamă care are un copil în pântece știe câte satisfacții și frumuseți sigur are și această perioadă. Dar vine momentul când viața cere ca ea să fie printr-un anume chin zidită în construcție, cum e la meșterul Manole, și atunci izbucnește floarea. Și floarea este spectacolul care îl preia publicul ca regizor. Publicul este un regizor care își construiește spectacolul în funcție de ce așteaptă de la el, ce descoperă în el, ce îi place în el și influențează actorul într-un anume fel. Sunt regizori care n-au puterea să-și revadă spectacole tocmai din cauza că li se pare că publicul a stricat spectacolul. Da. Da, sunt și nu fac parte dintre aceștia. Mie mi se pare că publicul e foarte important și îmi place să mă joc cu el, să mă joc cu emoțiile lui, cu sentimentele lui, cu capacitatea lui de a înțelege și de a-i pretinde întotdeauna o ștachetă sau, dacă vreți, ca o călăuză care îl duce undeva pe un munte, tot mai sus, tot mai sus, chiar dacă rămâne fără oxigen. E o curiozitate. De ce dintre toți dramaturgii norvegieni l-ați ales pe Henrik Ibsen? Pentru că este unul dintre cei mai complexi autori de teatru din toate timpurile și din toate spațiile geografice. Conform unei statistici care mi-a furnizat-o chiar ambasada Norvegiei cu ocazia asta, am descoperit că Ibsen este cel mai jucat autor alături de Shakespeare. Știu în lume. Știu că ambasadoara a rămas extrem de încântată. Da, am avut o susținere a lor. Am avut premiera într-un teatru la Teatrul Metropolis cu o proiecție la care a participat ambasada Norvegiei în prezența excelenței sale, doamnei ambasador, și care i-a plăcut foarte tare, mi-a cerut nu știu câte copii ca să le trimită prin lume. Și Henrik Ibsen e un scriitor care îl iubesc foarte tare. Nu m-am apropiat de el pentru că eu consider că sunt autori pe care trebuie să-i ataci atunci când ai crescut destul, când ai trecut prin niște experiențe care te pot apropia de el. Deci actul distribuției este un act de iubire. Nu vrei să seduci o femeie care este sub nivelul tău sau mult peste nivelul tău sau este o străină sau vrei numai o noapte de amor și atât. Nu. Când ești pregătit să iubești și să te dedici pentru că viața unui spectacol poate fi viața unui om, de fapt. A aborda un spectacol, a lucra, a duce până la premieră și a lansa, este un act de iubire care are dezamăgirile, victorile, frumusețile, urăciunile lui, etc., etc. Nu întotdeauna duce la succes, dar nici în viață nu duc iubirile întotdeauna la fructe coapte, ci devin aguridă, dar sunt experiențe. Și Ibsen înseamnă mult pentru mine. Hedda Gabler era un rol pe care, într-un fel, îl datoram soției mele, care era și este într-un moment artistic de plenitudine, de maturitate artistică. Ea a dobândit foarte mult, a avut o creștere. Eu am lucrat cu ea la Notara, că m-ați întrebat de Notara, deci noi ne-am îndrăgostit unul de altul. 86, lucrând la, cred că da, nu, după 90 ne-am întâlnit. În 86 aș fi comis adulte, ca să zic, eram încă pe căpere. Atunci v-ați cunoscut, ca să zic așa. Da, ne știam, dar am lucrat la un musical care l-am pus, Pygmalion, și acolo am florit amorul nostru. Zbuciumat de altfel de foarte multe convulsii, pentru că am avut proasta inspirație să mă tot căsătoresc cu actrițe și asta incumbă, cum să spun, un risc foarte mare pentru un regizor când actrița e mai frumoasă decât Giulietta Masina, să zic, care o iubea Fellini, dar era urâtă, dar avea un talent enorm. Eu le-am vrut și frumoase și talentate și de vreme acasă, lucru care nu prea s-a potrivit. Și atunci, bineînțeles că am trecut și eu pe alții, eu însumi, prin crize de tot felul datorită lor. Și revenind la Hedda, mi s-a părut că Ilinca este... Totuși, unul dintre cele mai apreciate cupluri să vedem în viața vreme, artistică. Nu știm, ați noi și suntem... primit la Gala VIP premiul pentru cuplu, cel mai frumos și cel mai statornic cuplu în teatru, nu?
Adică să dăm și cezarului, ce al cezarului. Da, să vedem acum, na, întotdeauna cuplurile în teatru sunt foarte fragile și sunt foarte supuse diverselor intemperii, pentru că viața noastră este grea și de așa natură. Da. Vă temeți pentru căsnicia dumneavoastră? Eu mă gândesc că totuși soția dumneavoastră s-a întors din America, da, pentru cei de acasă, este vorba de îndrăgita noastră actriță Ilinca Goia. S-a întors totuși din America. E, da, dar au trecut pentru dumneavoastră niște zeci de ani de atunci, s-au mai schimbat multe. Nici eu nu sunt, recunosc, eu sunt un tip greu de suportat ca soț. Pot să vă spun cum vă percep eu? Ca femeie? V-am spus sau ca analist, ca om de televiziune? Ca analist. V-am spus că îmi doresc de mult timp să v-am invitat în această emisiune, da, și v-am urmărit ani buni, îndelungați cariera. Okay. Eu vă percep ca un om cu o personalitate caracterizată, pe de-o parte, printr-o atitudine afectivă pasională, cu impulsuri pasionale, exaltate, de multe ori poate puțin iraționale. Da. Da? Recunosc. Extatic. Euforic, extatic, da? Da? Și dincolo. Pasionat, plin de fervoare. Așa, și treci dincolo acum. Mai am o predominanță a impulsiunilor. Da. Da? A pasiunilor, a simțurilor dezlănțuite în anumite momente. Așa. Versus așa, o personalitate orientată spre atitudine, măsură, armonie, caracterizat printr-o contemplare senină, detașat. Știu, dar n-ai spus nimic de faptul că mă recunosc toate astea, dar există și partea cealaltă întunecată a personalității mele, care este legată de depresie, de cădere interioară, de sentimentul că nu mai pot și că nu mai vreau să mai fac. Da, este cred condiția de geniu a creatoriului. Asta e dată de Dumnezeu. Bucurați-vă. Eu sunt cronic depresiv, da, ca să zic așa. Bucurați-vă. Și sunt mai mult decât atât, sunt maniaco-depresiv, adică ca orice... Spuneți în interiorul nostru, mă bucur că sunt așa. Da, este condiția mea de creator. Am mulți cât am putut din maladiile sufletești ale mele. Încă nu. Și mai am încă multe de spus. Mai aveți foarte multe de spus. Pentru că nu în întreaga istorie, și aici dați-mi voie, dacă considerați, eu știu, considerați dumneavoastră că comit o împietate, certați-mă, dar luați-mă exact așa cum sunt, pentru că sunt niște ani de studiu în spate. În momentul în care constați la nivel european, cel puțin regizorii pe care eu i-am studiat și cărora pe anumite criterii le-am comparat realizările, munca, opera. Când constați că ai în față un regizor care spune am trăit cu fervoare viața fiecărui personaj așa din piesa aceasta și mă opresc aici, restul, telespectatorul de acasă înțelege dincolo de tăcerea mea tot ceea ce eu n-aș putea să acopăr în câteva ore de acum încolo. Da? Asta este dovada clară că aici oricât de smerit și de modest ați fi, în lăuntru se află această condiție de geniu. Este darul, crucea, povara și cununa în același timp a dumneavoastră. Este esența existenței dumneavoastră, menirea pentru care v-ați născut. Asta cu epitetul de geniu mă complexează îngrozitor. Eu mă doresc un profesionist. Tocmai de asta vi-l și spun, pentru că merg pe terapia rasputiană. Acolo unde doare mai bate un cui. Realitatea asta este, trebuie să o acceptați. Nu, n-am spus-o eu. O spun toate premiile, distincțiile, o spun atâția actori care și-ar dori, măcar într-un rol secundar să fie pe o scenă da, unde montați sunt. Dumneavoastră. Unul spunea chiar că aș vrea să ducă numai tava într-un spectacol de-al meu. Și asta, într-adevăr, sunt... Cum să spun, lucruri mai importante decât premiile, de exemplu. Sigur. Iubirea publicului, faptul că mă întâlnesc cu un om și spune, știți, am văzut un spectacol de la Constanța cu 20-25 așa de ani. Așa cum v-am înșiruit și m-a marcat eu și m-a toate interesat spectacolele montate de dumneavoastră, teatrele de televiziune. Da, și pe televiziune, pentru că n-am rating, deci eu am audiență minimă la televiziune. Chiar credeți? Da, păi sunt scorurile care vin și cât, le știm. Cât, maestre, ce știți dumneavoastră? Să vă spun ce știu eu, să facem o comparație.
Deci în termeni de statistici de televiziune, de ăștia profesioniști, teatrul de televiziune are un rating de 10.000 de persoane, probabil, da. Acolo. Deci Heda, care este supra-lăudat și supra-așa, a avut un rating oarecare. Dar, cum să spun, eu îmi place să fiu gustat și contează și pe... Și probabil că mai mult, contează și pe ce stradă sunt celebru. Că dacă sunt celebru într-o mahala, nu mă interesează. Dacă sunt celebru pe o bucățică de bulevard parizian, de exemplu, sau chiar și românesc, pe Calea Victoriei, e altceva. Bun, dar această piesă a colindat toate festivalurile europene. Da, e adevărat. Asta spun, că nu contează foarte tare audiența masivă, pe care eu nu mi-o doresc niciodată. Sigur. Și nici nu-mi doresc să fiu un regizor populist, ia să folosesc un termen din politică. Eu sunt poate un regizor care îți contează popularitatea, dar o popularitate restrânsă. Nici nu v-aș vedea făcând un astfel de compromis. Totuși, la un moment dat, CNA-ul v-a punctat pentru că ați îndrăznit să descoperiți puțin cu privirea... Și ați fost acuzat de incestuos, de nu știu ce. Da, nu, da, da, a fost o chestie. Chiar aveți o postare pe contul dumneavoastră, da, de Facebook, care m-a amuzat și ne amuză pe toți. Știu că și noi și dumneavoastră și toată lumea își dorește, chiar avem cu toții o relație foarte frumoasă și foarte bună cu CNA-ul, dar că toate există exces de zel și eu, la fel ca și dumneavoastră, dar mi-aș dori... Asta nu știu cu CNA-ul, zic că... Dați că vă spun imediat. N-am avut cu ei, spre durerea mea, conflicte. A, bine, nu ați avut un conflict, nu. Au spus la un moment dat, vă și spun imediat, așa. Mădrăguna, probabil. Da, nu? Da, da, o mare bucurie, dar și masivă îngrijorare îmi face CNA-ul, care mă somează prin forurile superioare TVR să răspund acuzațiilor unui telespectator, da, care mă califică imoral, indecent, folosesc surse și imagini ca atare și îmi bat joc de religia creștină, atât a înțeles dânsul din Mădrăguna după Machiavelli, emisă de curând pe TVR2. Da, da, asta știu. Da. Da. Păi nu, CNA-ul s-a sezizat și a zis că e obligat ca... În sensul ăsta am și spus-o, știu că aveți o relație foarte bună. Și șefa CNA-ului, doamna, nu mai știu cum o cheamă, Laura Georgescu sau cum o cheamă, mi-a sunat, chiar mi-a dat telefon, mi-a zis, domnul Demischi, dumneavoastră n-aveți nicio vină, nu o luați ca atare și, deci, au fost foarte drăguți. Foarte drăguți. N-am ce să le reproșez. Chiar foarte drăguți. Și mi-au luat apărarea într-un fel. Da. Dar sigur că un conflict de tipul ăsta îmi place, iar spectatori de ăștia pudibonzi și așa există tot timpul și am avut în spate, deci de-aia spun, Doamne ferește ca oamenii ăștia să ajungă la putere culturală cum era pe vremea comuniștilor sau na, acum. De ce mă faceți să oftez, maestră? Nu știu de ce. Păi de ce? Că cred se termină emisiunea. Nu, și pentru asta, dar cred că știți. Eu nu cred că în acest moment cine este la cultură reprezintă cultura și se luptă pentru condiția artistului. Aș vrea să văd răsplătită demnitatea artistului și când spun artistului mă refer la absolut tot. Da? Începând de la actor până la regizor și chiar director de teatru. Să-i văd răsplătită munca, măcar financiar, dacă nu, în alt mod, că există. Păi în alt mod este, dar din păcate nu e răsplătită într-adevăr financiar și salariile în teatru, mai ales ale a tinerilor, aici e nenorocirea, sunt nu mici, sunt impardonabil de mici și din păcate asta îi obligă să facă multe compromisuri, foarte multe compromisuri. De asta îi vedeți că aleargă de la o televiziune în alta, la prostii, încă telenovela e ceva sau cum încă bun, dar sunt tot felul de emisiuni din astea de neprivit în care actori tineri talentați chiar devin așa bagatelizați. Da, da, da. Dar ei săraci o fac ca să-și plătească ochii, să crească un copil, să e compromisul generației lor. Eu am eu sper că nu e o vreme bună pentru artiști. Eu în sper. General și nu numai pentru oamenii de teatru. Da. Deci se trăiește greu în artă. Cine crede că noi suntem cu anumite excepții de artiști care, cum e Horațiu, de exemplu, Horațiu joacă, e un artist foarte mare, un actor extraordinar, dar ca să ajungi la
standing-ul lui, are și o vârstă și se și bagă în tot și face de toate. Asta și pe el debusolează până la urmă. Eu sunt prieten și am și lucrat cu Știu el. Că vreau să vă întreb și de prietenia cu și... dumnealui măcar două, trei cuvinte, pentru că știu că Da. vă cunoașteți de o viață. Da. Maestre, mi-a trecut ceva prin mintea din aur. Bine că nu un glonț. Un Da. glonț. Îmi vorbeați de momentele de depresie ale regizorului. Eu, în acest moment, mă gândesc chiar la Hedda Gabler. Mă gândesc în acest moment la Mașa din cele trei surori. Așa. Văd, văd un paralelism între Ibsen și Cehov, în sensul că la Ibsen, ca și la Cehov, femeia e capabilă de sentimente, de idei, de viziuni, de speranțe, de forțe care o îndreptățesc să devină umană, să redevină femeie. Dar, adaptată zilelor noastre, dacă vreți, ca imagine și trăire, este o femeie resemnată. O femeie, de exemplu, Hedda este omul integral și totuși își dorește să se sinucidă din dragoste pentru valori. Mașa Da, se pentru... resemnează. Bine, Hedda e un personaj foarte complex, Este feminin extrem și de care nu complex. este neapărat feminin, deci, cum ați bine E ați androidă. observat, androgin. Da. Androgin. Deci este o femeie nehotărâtă de ce parte a sexului este și totul nu din viciu, ci dintr-o combustie Da, interioară extraordinară, dintr-o apăsare a tatălui de sigur, tip sigur. freudian Da, sau da, junghian, dacă vreți. Deci e un personaj foarte complicat. da. Dar este caracteristică Și în cred că, societatea actuală. da, eu știu, poate că mai sunt femei de tipul ăsta, dar scuzați-mă. Nu neapărat cu complexul freudian. Mă refer la trăirile interioare, la această combustie Femeile nu interioară. se mai sinucid acum din motivele Hedei. Hedda este un personaj hamletian, este un personaj care are foarte multe danfuri culturale și astea. Și mai e o diferență și o asemănare. Cehov seamănă mult cu Ibsen, au fost Da, contemporani, acum m-am gândit la însă lucrul ăsta. Ibsen, după părerea mea, nu este pe treapta lui Cehov, care este un, că tot vorbim Titan. de genii. Deci, Ibsen nu are ceea ce are Cehov. Cehov, comedie. N-are simțul umorului. Și atunci, eu în Hedda am încercat să fac și o parte care să fie. Exact L-am ce spuneam eu. cehovizat, ca să zic așa, pe Ibsen. Nu numai l-am actualizat și l-am adus în vremea lui Janis Joplin. Și am adus-o în vremea lui Janis Joplin. Dar Cehov este uriaș, pentru că el știe să, am spus, să pulseze pe această balanță fină a absolut umană și universal și istoric, cum să spun, universal. Adică și acum 100 de ani și astăzi și peste 100 de ani Cehov se Tot va juca și se știți va... la ce sinucidere mă refeream? La orice alt tip de sinucidere, afară de sinuciderea fizică. Femeia în zilele Da, noastre, asta da, asta da, asta da. da. Și eu cred că undeva în subsidiar și acesta este mesajul Păi dacă vă, modului în care ați regizat. da, scuzați-mă, dacă ați văzut spectacolul meu cu Hedda Gabler, eu am mutat scena morții ei în afară, Da, în care da. nu se știe ce s-a întâmplat Exact, acolo. A omorât-o Tesman, s-a omorât singură, la rămâne. Ibsen moare să se sinucide în scenă, în prim plan, Da, e da. clar. Dar eu am lăsat într-o mister treaba asta, tocmai pentru a face ceea ce ați observat foarte bine, că nu sinuciderea fizică Sigur, este sigur. importantă, ci, cum să spun, ablațiunea conștiinței până la urmă și a zis, nu, eu în jocul ăsta nu mai mă bag. Eu ies din, opriți pământul, vreau ca să cobor. Hai să folosim un termen mai popular. Merită revăzut, Televiziunea l-a merită și revăzut, reluat da, acum, în și toamna asta, sperăm integral. sperăm să-l reia și peste timp, pentru că Păi este o să nevoie. reia, că e arhiva slavă Domnului Sigur, a televiziunii, e plină sigur. de spectacole bune. E, și comparativ cu lucrul acesta, vă spuneam de Cehov. Văd această similitudine și sunt
absolut fascinată, curioasă în același timp, fascinată pe de-o parte de cariera dumneavoastră, de opera dumneavoastră, curioasă de modul în care ați pus trei surori în scenă la Constanța. Vreau să văd și să găsesc în trăirile celor trei surori pulsiunile dumneavoastră interioare. Și vreau să știu, maestre, dumneavoastră, apropo de faptul că ele nu au plecat la Moscova, au rămas acolo. Nu au ajuns, de plecat pleacă în fiecare clipă. Da, bine. Dar n-ajung acolo. Ele nu ajung la Moscova. Ca noi toți. Da. E, vreau să știu, spre finalul emisiunii, maestrul, regizor, producător, Dominic Dembinski, unde își situează Moscova carierei și dacă va avea acest curaj, la un moment dat, să plece spre această Moscova? Păi, în primul rând, Moscova celor trei surori este un vis, așa cum toți avem vise neîmplinite, ușor de împlinit, dar pe care, dintr-o speță absurdă, nu le ducem până la capăt. Să nu uităm că Cehov este și un precursor al teatrului absurdului. Absurdul, ele e. sunt niște primul personaje de tipul Vladimir și Estragon din Samuel Beckett, care îl așteaptă pe Godot și Godot nu vine și Godot tot nu vine și surorile așteaptă și ca să se întâmple un miracol. Și noi așteptăm tot timpul ca să se întâmple ceva, să mergem către un vis al nostru. Ei, Dominic Dembinski e la o vârstă de maturitate, acum zic eu, în fine, cam târzie, că nu mai sunt un ciutan. Sunt răvășit de multe și răscolit de multe, cum a zis, patim, depresii, sentimente contradictorii, mă arunc în muncă de multe ori pentru că nu găsesc altceva care să mă mulțumească și îmi doresc tot timpul să fiu în priză pentru că asta mă fezandează și mă ține așa ca o carne proaspătă care așteaptă să fie băgată la cuptor, să arunce arome în aer. Și Moscova mea ar fi nu cea a fetelor care este copilăria, inocența pierdută, pentru că e clar că inocența mea e pierdută de acum așa, pentru că am vândut-o până la urmă, artei, nu pe bani, că asta nu se vinde la un bărbat și la un regizor altfel decât cultural și artistic. În am vedea băieții care să ducă mai departe ceea ce clanul Dembinski a avut, adică în domeniul vizualului, în domeniul emoției și în domeniul verticalității în fața unei lumi nebune care te compromite, care e murdară, care e vulgară și totuși văd în băieții mei, în amândoi, în ochișorii lor albaștri că pâlpâie, cum să spun eu, bunicul care ne-a antamat și ne-a aruncat pe toți în față, în secolul 21. Eu cred că veți ajunge la Moscova. Ei trebuie să ajungă și... Eu cred că veți ajunge la Moscova pentru că... Astăzi sunt condițiile ca Moscova să ajungă la noi. Din câte se întâmplă, da, în Rusia. Eu așa că nu trebuie să mai așteptăm de prea fapt, mult. Ar trebui să reformulez. Eu cred că sunteți deja în Moscova. În momentul în care poate că doar ce ați pășit în ea și vreți să ajungeți în centru și veți ajunge categoric. Pentru că dacă stau să-mi amintesc ropotele de aplauze primite de Nikita, care este asimilat, da, da. Nikita Andrei, da? Nikita Andrei, Nikita de la Nikita Mihalkovski, exact. Și Andrei de la Andrei Tarkovski, da. Mi-ați luat vorbele din gură, cei doi mari, mari regizori. Deja sunteți în Moscova. Mă refer și la altceva în același timp. Consideră maestrul Dominic Dembinski că a atins apogeul sau se gândește la un montaj care să însemne apogeul?
Apogeu în ce sens? Păi mi-ar place să am mereu ceva de spus și ceva care să nu fie ăsta este capătul O și piesă, asta este tot ce pot mai. un Întotdeauna îmi scenariu. place să nu știu, să am, cum să spun eu, ceva încă de făcut, încă de sperat, încă de dus mai sus, de cizelat, de n-aș vrea să mă cantonez în zona în care să fiu atât de mulțumit de mine, în care să spun gata, mai mult de atât. Pentru că asta înseamnă moarte, până la urmă. Viața înseamnă asumarea eșecului, asumarea căutărilor, și eu știu cel mai bine, de mulți ani deja eu am o busolă în mine. Eu știu când e bine ceea ce fac și știu când nu e bine ceea ce fac. Indiferent ce mi-ar zice criticii, publicul, premiile, eu știu când am luat pe drept sau când am luat pe nedrept. Pe nedrept în sensul că știam eu că se poate mai bine, că puteam să dau mai mult din mine. Deci mulțumirea de sine, deși sunt leu, nu mă caracterizează în opera pe care o fac sau în munca pe care o fac. Poate omenește din când în când, am așa o simpatie pentru mine, dar trece repede. Foarte, foarte frumos și profund în același timp. O să mă gândesc la ce mi-ați spus acum, să știți. Păi, Eu mă refer la o piesă anume pe care ați vrea să o să o... montez și să Da, tentez da, absolutul. da. Păi, de exemplu, îmi doresc foarte tare să fac Hamlet. Mi-am dorit din facultate și totdeauna am evitat întâlnirea cu tragediile lui Shakespeare și acum, iată, la televiziune, numai ce am filmat penultima lui piesă, Poveste de iarnă, care este un poem, l-am transformat, dar nu l-am transformat eu, era deja într-un poem filozofic dedicat timpului. O să-l vedeți pe 29 decembrie când va avea premiera. Sper ca montajul pe care de-abia acum îl fac, așa, l-am întrerupt pentru trei surori, să-l termin, să însemne o altă față a mea și o apropiere de Shakespeare. Am mai avut una la teatru din Brașov cu Visul unei nopți de vară. Dar Hamlet mă tentează și mi-ar tenta un Hamlet făcut de televiziune. Adică scopurile mele acum se îndreaptă exclusiv ca excelență către televiziune, către teatru de televiziune, pentru că acolo am început să mă simt mai bine, ca am niște echipe de oameni extraordinari. Au mai rămas în televiziunea română profesioniști de mare calibru, care au fost fasonați de, vorbeam de Vornicu și Da. de alții, deci au mai rămas, sau duhul lui mai umblă și al lui Bocăneț, pe acolo sunt și studiouri care se Se numesc numesc, cu da, așa. au fost botezate cu Și numele. am oameni și tineri care s-au format, nu știu pe unde, dar sunt foarte talentați, de la cameraman, la regizor de emisie, la montări. Deci am curajul și pentru că ai la dispoziție posibilitatea să inviți actori de care vrei, bine, din păcate la prețuri foarte mici. Noi nu plătim actorii Da. foarte bine și de-aia mulți mă refuză și îmi spun, domnule, că aș veni, dar pentru banii ăștia nu vin. Sunt unii care au un standing al lor, impresari mai nou și care nu le permit să vină la banii ăștia. Asta am descoperit și acum cu Poveste de iarnă, când a trebuit să fac tot felul de mișculații cu Artificii. distribuția ca să mă încadrez într-un buget rezonabil. Ne deconspirați ceva sau așteptăm premiera vis-a-vis de distribuție? De ce? De trei surori sau de Poveste De de iarnă? Poveste de iarnă. Păi Crina Semciuc, dacă așa, care este o tânără și foarte talentată actriță, Ioan Georgescu de la Teatrul Național și acum sunt și eu emoționat, nu-i mai am pe toți în cap, Bebe Cotimanis, o să-l vedeți, Alexandru Jita. Jitea, și Virginia Mirea, am reluat colaborarea cu ea, Florin Dobrovici, o distribuție mare ca în piesele lui Shakespeare. Și tot așa, e o comedie, râsul, plânsul, care îmbină gelozia patologică cu gelozia și cu iubirea adevărată.
dar toate sunt scăldate în comedie și chiar o să descoperiți după ce ați văzut cele două și trei surori și poveste, pentru că sunt făcute în același timp, similitudini între ele. Pentru că veni vorba și mai avem foarte puțin până la finalul emisiunii, doar câteva minute. În viziunea dumneavoastră, ce se va întâmpla cu cele trei surori? Publicul o va ierta pentru infidelitate pe Mașa? Păi, infidelitatea Mașei este, cum să spun, un act precum al Hedei. Deci nu este un simplu adulter. Ea încearcă să ajungă tot la Moscova prin intermediul unui bărbat. Acel bărbat însă nu e la înălțimea ei, este un fel de cozer și foarte subțire ca personalitate masculină până la urmă și a gânditorii. Eu i-am pus un soț care este foarte comic tratat și care îi ușurează infidelitatea, pentru că nu știu dacă acolo are loc un act sexual, de fapt, dacă nu e o iubire destul de platonică și nevinovată în cele din urmă. Ea e femeia rusă care iubește, se aruncă în iubire și am întâlnit rusoace de-astea chiar îndrăgostite de mine, ca să zic așa, la modul disperat rusesc. De-aia îmi place foarte mult Rusia. Dar sigur o va ierta, pentru că până la urmă și noi ne iertăm și toți comitem infidelități față de principii, față de noi înșine, față de partenerii noștri, pentru că știți cum zice Biblia, cu gândul și numai și tot este. Deci n-are nevoie de foarte multă factologie treaba asta. Da, sigur, publicul trebuie să le iubească pe toate și să se identifice cu ele. Nu e un concept modern ăsta de a invita publicul să se identifice cu personajele, dar eu îl aplic foarte des și pentru mine e foarte important, pentru că eu însumi mă identific cu ele. Eu sunt ascuns în multe personaje de acolo, cum bine spuneați, am trăit viețile lor și mă iau un balon de multe ori și mă joc cu mine și mă critic pe mine prin personajele care îmi permit asta. Nu, e o meserie frumoasă ce fac. Superb! Nu contează cât de prost e plătită. V-ați gândit vreodată câte vieți într-o viață ați trăit până acum? Păi foarte multe, foarte multe. De-aia rog pe Dumnezeu să-mi dea și longevitate, cum să spun eu, pământească, pentru că am trăit sute de zeci de vieți, ca să spun așa. Și dacă la început nu prea mă identificam cu personajele, cu timpul am început să vorbesc mult mai coerent despre mine, dar tot într-un act mistic rusesc, prin spovedanie. Adică mă spovedesc, e modul meu de a mă spovedi. Eu sunt foarte, foarte religios, aparțin mai multor religii, sunt ecumenic, ca să zic așa, luteran prin botez, catolic prin adopție, căsătorit ba la ortodoxi, ba la catolici. Mulți spun că sunt evreu, deci am o mixtură foarte... Dar înainte de toate îl iubiți pe Dumnezeu, asta mult, este clar. Da, și am o relație specială cu El și cu divinitatea și n-aș putea fără. Deci toate spectacolele mele sunt dedicate Lui și... cum să spun, nu știți că sunt ca o babă bisericoasă înainte de orice premieră, aprind lumânări, mă duc, mă rog, mă duc la biserică, deci fac o pelerinaj, dacă știam, aș putea, aș face la Boca, la Sfânta Parascheva, la Nectarie, deci sunt, da, sunt plin de... De asta m-a ofticat ăla care mi-a zis că sunt, pentru că nu sunt un mistic dogmatic, adică nu sunt neapărat de parte hai să incriminăm plăcerea sau iubirea sau asta, nu. Am propria mea formă de a înțelege și Dumnezeu știu că iartă și iubește păcătoșii, pentru că ei sunt cei care sunt chemați la pieptul lui Iisus. Spune de asta, pentru bolnavi am venit, nu pentru sănătoși. Mai am o ultimă întrebare
Mai am un singur dor. Din păcate, timpul s-a scurs. Păi poate dacă n-ajung la premieră, dacă mai stau mult la voi. Maestre, regizorul stă în spatele mesei de mixaj în regie. Ceea ce vede telespectatorul, nu mă refer la ceea ce aude, pentru că acolo este implicit actorul, rolul, scriitorul, toate și, mă rog, lucrurile sunt clare multe, pentru cei de acasă. Sigur, e multe, adică sigur, și e foarte important ce se aude. Adică... Sigur că da, sunt foarte multe. Dar referindu-ne strict la imagine, calitatea privitorului depinde de părerea vis-a-vis de calitate, da? Depinde de ceea ce vede, de felul în care regizorul mixează, știe să se ducă, să focalizeze o privire, un zvâgnet de mușchi, o trăire, un moment. Așa. În acele momente, colaboratorii dumneavoastră mărturisesc că sunteți într-o altă dimensiune. Sunteți transpus total acolo. Trăiți, vibrați, simțiți. Întrebarea mea este, unde sunteți în acel moment? În care dimensiune? Alături de vreun actor, pe scenă, unde sunteți? Păi sunt alături de viziunea mea, care e singura cărei sunt fidel. Și îmi înșel actorii, îmi înșel operatorii, îmi înșel pe toată lumea. Apropo de Mașa, eu sunt marele prefăcut, marele înșelător. Dar nu mă înșel credința, iubirea și fidelitatea față de viziunea și de munca pe care o fac în momentul ăla. De asta apar în altă dimensiune. Pentru că mă desprind de orice mizerie care ține de realitate, de politică, de conjunctura în care trăiesc. Atunci uit că sunt înconjurat de politicienii care avem, de țara asta frumoasă care a luat-o așa, într-o direcție aiurită și sunt fericit, probabil. Oamenii fericiți sunt în dimensiunea lor, care e greu de atins. Fericiți ne-ați făcut și pe noi astăzi și pe cei de acasă cu prezența dumneavoastră. Sper. Cu această discuție care ne-a mângâiat sufletele. Sănătate din tot sufletul, condiție de creator în continuare, iubiți-vă momentele de depresie pentru că de acolo vin izvoarele de explozie creativă. Așa e. Și vă așteptăm să ne invitați la premieră în curând. Păi azi nu mai ajungeți, dar mâine, duminică, mai e un spectacol din seria celor 3 de la ora 19 la Teatru Fost Fantazio, Trei Surori de Cehov. Vă mulțumim! Doamnelor, domnilor, aceasta a fost povestea de succes de astăzi. Ca de obicei, vă dau întâlnire pe săptămâna viitoare. Până atunci, vă invit, ca de fiecare dată, să meditați la cuvintele invitatului nostru. Fără Dumnezeu, nu aș fi făcut nimic, nu aș putea nimic.